vizita? Crezi că terminăm până în 4? Că mă gândeam să mă văd cu băieții, să vedem meciul. Știi că e finala. Terminăm și... când terminăm. Mama ta s-a oferit să ne ajute să alegem invitațiile de nuntă. Dacă ea face efortul ăsta, bănuiesc că poți și tu. Și cum de când ești așa mare microbist? Dar ziceam doar că nu înțeleg de ce trebuie să fim amândoi. Adică eu oricum nu mă pricep. Ai și tu bunul simț să faci ce zic eu. Când eu o să mă mări cu mama ta, promit să nu te deranjez cu organizarea anunții. Clar? Aș vrea să văd și pe asta, dacă vă iubiți voi două. Auzi, gata. Nu mai fi mărlan. Și sună și tu să coboare, că iar nu merge interfonul ăsta, idiot. Lasă. Marie? Julia? Doamne! Ce faci? Ce faci? Nu vine să cred. Chiar mă gândeam la tine, mă gândeam ce mai faci. Dar nu credeam că o să te revăd. Cât timp a trecut? 14-15 ani? Ai mai crescut ceva de atunci, vreo 30 de centimetri. Ce mai faci? Tot aici stai? Și tu ai mai crescut ceva, stai clar. Nu mai stau aici. Mă rog, acum vin la mama. Dar tu ce faci? Când ai ajuns? Cât stai? De vreo două zile. Plec săptămâna viitoare. Am convins-o pe mama să vindem apartamentul ăsta. Și am venit să rezolv cu actele, că e pe numele meu. Eu sunt Amalia. Viitoarea soția lui Iulian. Iartă-mă, da, ea e Amalia, logodnica mea. Amalia, ea e Marie, e o veche prietenă. Locuia pe scară cu mine, dar s-a mutat când aveam noi puțini ani la Paris cu mama ei și nu ne-am văzut de... Amélie et Julien, c'est adorable. Încântată să te cunosc, Amélie. Așa deci, te-ai făcut om serios? Cu casă, cu nevastă? Nu-mi vine să cred, parcă ieri ne cățăram în copaci. Și aruncam cu baloane în tanti, da, stai, cum stai, stai, o chema? Doamna Stăncescu, nu? Vai, doamne, săraca, deci, mai știi când am merit-o fix când mergea la biserică? Doamne, deci aici un scandal atunci, ții minte că nu m-a lăsat mama să ies din casă o săptămână după faza aia, da, e incredibil. Parcă. Și eu încercam să te fac să evadezi, aruncam cu pietricele în geam. Da, normal, că din cauza ta era eu să-mi rup piciorul când am încercat să sar pe geam, nu? Noroc cu corcodușul ăla de... nu mai e acolo. Așa este. Multe lucruri s-au schimbat. Deci nu știu dacă în bine sau în rău. E bine, e bine. Se putea și mai rău. Mai ții minte ce visam noi să devenim când ne facem mari, Marie? Eu vreau să devin Iulian. Iartă-mă, iertați-mă, dar nu spuneai că te grăbeai să vezi meciul? Și oricum, mama ta ne așteaptă și știi cum face când întârziem. Da. Amalia și mama s-au pus pe capul meu să... alegem invitațiile de nuntă și, da, trebuie să plec. Dar mă bucur tare mult că te-am văzut. Și... dar poate ne mai vedem, nu? Până pleci, adică... poate... Da, păi da, avem atâtea de recuperat, atâtea amintiri. Păi da, da. De ce nu o inviți pe la noi? Să vadă și ea ce casă frumoasă avem. Ce idee bună! Desigur, când? Da. Păi... mâine, seară, dar după 6, pentru că înainte trebuie neapărat să vizităm localul, să stabilim meniul, să cumpărăm florile. E perfect, mâine după 6. Bine. Julien, să-mi spui adresa, ca să știu unde să vin. Dar tu ce faci? Tot aici stai? Nu. Mi-am luat o cameră la Mercury. Apartamentul ăsta este gol. Dar dă-mi adresa că o să mă descurc. Știi doar că sunt fată descurcăreață. Bulevardul Mareșal Teodorescu cu numărul 8. Dacă nu te descurci, 0700-276090. Ai notat? L-am reținut, acum îl notez. Bine. Mi-a părut bine să te cunosc. Și mie. Mi-a părut bine să te revăd, Julian. Biziu. Și mie, îți dai seama. Pa, pa. Pa. Pa, Marie, ne vedem mâine. Ieșim în oraș mai târziu? Nu. De ce? Păi, văd că te-ai îmbrăcat foarte elegant și mă gândeam că poate ai făcut planul de ieșit. Dar zici că de obicei mă îmbrac în zdrențe și am batit pe cap. Măi, ce ai? Ziceam doar că ești foarte elegantă. Oricum, arăți foarte bine. Știu. Deci, când ziceai că vine... cum ai zis că o cheamă? Marie. Așa. Păi, i-ai zis să vină la 6, nu? Bănuiesc că trebuie să ajungă. Da, dar e deja 6 și... fără. Sper că în Franța se ține cont de punctualitate. Poate că am planul mai târziu. Amalia, ce ai? Ajunge imediat și oricum nu aveam niciun plan. Nu, dar poate aveam.
Și sper să nu dureze prea mult discuția asta, pentru că mă doare capul și mâine avem foarte multe lucruri de... Amélie! E Julien! Bonsoir! De ce faceți? Sper că nu am întârziat, e un trafic afară ceva incredibil. Ah, nu, 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 stai liniștită, nu, ai ajuns exact la timp. Păi, hai să te faci comodă, nu? Ce rochie chic ai, Amélie. Vous êtes très belle. Mulțumesc. Și tu ești foarte simpatică. Cred că francezii sunt înnebuniți după tine, nu? Ai fi surprins, Julien. Francezii sunt drăguți, dar nu mă văd prea mult timp alături de unul. De ce? Nu sunt destul de interesanți. Adică nu e niciun iubit serios la orizont? Definește serios. Păi, o relație serioasă, știi tu. Nu, nu prea știu. Mie lucrurile serioase mi s-au părut întotdeauna banale. Julien, poate să-ți confirme? Serios? Așa e Julien? Mm-hmm. Când eram mici, Maria era tot timpul agitată, pusă pe glume, provoca într-una numai belele. Nu știu, și am așa vaga impresie că nu prea te-ai schimbat, nu? Cred că nici tu nu te-ai schimbat prea mult. Cred că dacă acum te-aș invita pe balcon să aruncăm baloane cu apă în oamenii, nu m-ai refuza. Hai, totuși să fim serioși, nu mai avem 10 ani. Iulian acum este un bărbat matur. Da, poate acum noi să ne luăm baloane în cap de la copii, nu știu. Da. Marie, totuși nu pot să cred că n-ai avut nicio relație serioasă. Mă gândesc că o femeie, așa ca tine, are foarte mulți admiratori. Sau mă înșel? A fost un tip. Nu e chiar ceea ce aș numi o relație serioasă, dar ne-am distrat foarte mult. Dar s-a terminat. De ce? Ce s-a întâmplat? Amalia. Ce? Ești indiscretă. Nu, Julian. Stai liniștit. E ok. Păi, el a vrut să divorțeze și atunci m-am gândit să pun punct. Să divorțeze? De ce? Erați căsătoriți? Băi, domne, nu! Căsătoria e ceva foarte îndepărtat pentru mine. El era totuși. Era ce? Căsătorit, mă șer. Nevastă sa era urâtă și nebună. Și cred că de asta i s-a pus bata pe mine. Dar când a vrut să divorțăm, i-am zis că e cazul să punem punct. Cum adică tu, când te-ai combinat cu el, știai că e căsătorit? Având în vedere că a venit la mine la galerie cu nevastă sa, aș zice că da, am avut o bănuială. Te-ai combinat cu el, deși eu cunoșteam pe soția lui? Dar nu era să mă combin cu ea, mă șer. Nu e chiar genul meu, mă înțelegi? Iartă-mă, dar sincer, mie nu mi se pare nimic amuzant în asta. Hai, Meli, fii serioasă. N-ai fost niciodată combinată cu un bărbat căsătorit? Nu! Nu, normal că nu, Doamne ferește, normal că nu aș face asta niciodată, mi se pare complet iresponsabil, iar femeile care fac așa ceva mi se pare... Marie, spuneai ieri, vorbeam, mă rog, de visele din copilărie, mai știi? Tu vrei parcă să ajungi pictoriță, nu? Și zici că ai reușit, ai propria ta galerie? Ui, eu și câțiva amici. Avem o galerie mică în Paris. Unde mă ocup de vernisaje, țin legătura cu artiștii, promovez locul, cam tot ce ține foarte de asta. Foarte tare, foarte mișto. Se potrivește perfect. Mamă, ții minte ce desene făceai. Le-a făcut caricaturi tuturor vecinilor din bloc. De să vezi cum aveau toți capul așa, știi, și unele super mari. Bă, era senzațional. Chiar acum lucrez la o serie de picturi tematice. Sper că în maxim un an așa să am propriul meu vernisaj. Foarte tare, foarte tare. Nu știi, se potrivește perfect. Îți dai seama că când o să ajungi tu o pictoriță celebră, o să mă laud la toată lumea că te cunosc. Păi, eu nu o să mă las. Când îmi doresc ceva, obțin. Mm-hmm. Tu ai mai scris cartea aia, mon cher? Carte? Ce carte? Iulian lucrează în IT, n-are nicio legătură cu literatura. Sau ce, vrei să mă arăt de foame? Serios, Iulian? Dar ce s-a întâmplat cu visul tău? Hai să nu exagerăm, Mari, visul lui. Probabil că și-a imaginat și el când era mic cum e să scrie o carte și a dat tot. Nu, Amélie. El era super pasionat. Citea mereu, inventa povești, inventa niște povești. Julien, de ce n-ai mai scris? La mine e prima oară când aud chestia asta, Iulian. Da. Asta faci tu când te vezi cu băieții, scrieți cărți? Nu, dar e adevărat că mi-ar fi plăcut să fac și asta. Mă rog, nu știu dacă aș fi fost bun și până la urmă era și mama care, știi cum, mama. Și... Înțeleg. Eu nu! Ce vrei să spui? Nimic.
Doar că mama lui Julian a fost întotdeauna, cum să-i spun, critică cu visele altor persoane. Presupun că dacă visul tău nu era format din formule și cifre, nu era demn de a fi urmat, nu? Mie mi se pare o femeie extraordinară și o mamă pe măsură. Probabil că și-a dat seama din timp că Iulia nu era potrivit pentru ceea ce își dorea și l-a îndrumat corect către altceva. Adică nu mi se pare nimic de la locul lui cu asta, din potrivă, chiar l-a ajutat. Serios, Ameliție, nu ți se pare nimic în neregulă cu a limita libertatea unei persoane? Cine era ea să știe pentru ce era bun Julian? Cine era ea? Da. A avut nimeni. Doar femeia care l-a născut și care l-a crescut și care îl cunoaște cu mult mai bine decât tine, de exemplu. Și pe mine mă cheamă Amalia, nu Amelia, iar pe el Julian. Acum ești în România, nu mai ești în Franța, Amalia, clar? Amalia, gata, gata. Deci las-o să zică cum e mai comod. Hai, gata, nu fi nepoliticoasă. Eu sunt nepoliticoasă? Iartă-mă, dragul meu, dacă sunt eu nepoliticoasă. Dar mie îmi place să-mi fie pronunțat numele corect. Amalia, ok? Je suis désolée. Mi s-a părut că Amelie sună drăguț, dar n-am vrut să te jignesc. Mă duc să iau un vin mai rece. Marie, ce mai face? E bine, cum o știi? Că trăiere tot orașul. Cum făcea și în București. Pare foarte mondenă, mama ta. Dar pe este, într-un fel. Îi place să stea toată ziua cu prietenele în oraș și la cafele și la shopping. Și tatăl tău nu are nimic de spus? Eu n-am mai vorbit cu tata, adică ne aveam 10 ani. Ne-a părăsit. Și părinții Amaliei au divorțat, când ea era mică. Iulian, ce dracu te-a apucat? Problema, doar că sunt situații asemănătoare. Nu mi-am dat seama că e un secret. Mie nu mi se pare nimic asemănător în asta. Și nu e un secret, dar nici ceva de împărtășit cu oricine, eu da? Eu cred că Iulian nu a vrut să fie indiscret. Pur și simplu, asta i-a venit să spună pe moment. Nu e vina nimănui aici. Și oricum, bărbații sunt imaturi. Ei rămân niște adolescenți hormonali toată viața. Eu nu știu ce vrei să spui cu asta, dar te asigur că tatăl meu este un om minunat. Și de minunat ce era, hotărât maică-ta să divorțeze de el. O, nu-ți permit să vorbești așa despre părinții mei, iar motivul divorțului lor nu te privește niciun caz pe tine, clar? Dacă mă întreb pe mine, motivul principal al 90% din divorțuri e că femeia are impresia că poate să impună o monogamie pentru care oamenii nu au fost construiți. Serios? Și sunt curioasă, cum vezi tu căsătoria? Zbori așa din floare în floare, te coși cu toată lumea și după aia te bagi în pat lângă soțul sau soția ta și totul e în regulă sau cum? Eu nu văd căsătoria și punct. Mi se pare o instituție aberantă cu reguli aberante. Da, normal, pentru o persoană care e în stare să se culce cu bărbații altor femei, cred asta, da. Amalia, gata, calmează-te, gata. Hai. Nu, Julian, stai liniștit. Probabil că n-a auzit că există și relații deschise. Unele persoane doresc să fie libere chiar dacă sunt căsătorite. Am zis că numele lui este Iulian. Și deja mi se pare penibilă toată discuția asta. Știu foarte bine ce înseamnă o relație deschisă și mi se pare penibilă. Iar femeile care sunt capabile să se culce cu alți bărbați, de ce te uiți așa la mine? Nu înțeleg, de ce te uiți? Bănuiesc că îmi dai dreptate mie, nu doar nu te-ai uitat niciodată la femei ca ea. Nu pe dracu. Doar de asta am fost prima fată cu care s-a sărutat, nu? Poftim, te-ai sărutat cu ea? Și acum o aduci în casa noastră? Amalia, pe bune, am fost acum 15 ani. Păi se pare că e un moment memorabil. Asta e? De asta v-ați întâlnit? Vreți să reluați mica voastră idilă? Amalia, pe bune, vorbesc serios, potolește-te! Deci, pe bune, n-ai un pic de bun simț, gata! Eu n-am bun simț? Eu, dar târfa asta a ta care vine pe aici cu sânii pe afară și se dă la tine în fața mea, este o femeie decentă, nu? Eu cred că tu te simți amenințată. Eu nu m-am dat la nimeni, dar e clar cât de nesigură ești dacă tu poți să-ți imaginezi așa ceva. Felicitările mele! Măi. O să fie o soție minunată! Te poftesc să ieși afară din casa mea acum! Oricum nu mai credeam. E frumos la voi, dar atmosfera nu e foarte potrivită. Hai! Pare, nu știu. Felicitările mele, orboară! Măi, nu ești sănătoasă, ce te-a apucat? Eu nu sunt sănătoasă? Eu nu sunt sănătoasă, tu aduci pe târfa asta în casa mea și acum iei apărarea și eu nu sunt sănătoasă? Dar tu zici, cum îți permiți așa ceva? Cum îmi permit eu? Păi tu văd că din târfă n-o scoți. Deci, pe bune, Amalia, ea a fost sinceră și deschisă și tu ai început... Pe bune, cine te crezi? Bă, cine mă crezi? Soția ta, boule! Nu ești încă soția mea. Serios? Te
Te-ai răzgândit? Brusc? Gata? Nu mai vrei să fii soția ta? Vrei altă soție? Poftim, du-te și iau pe Panorama aia. Tu și trei sferturi din Paris. Ești nebună? De unde și până unde ai dus tu că vreau să mă căsătoresc cu Marie? Păi da, uite că se pare că nu vrei să te căsătorești cu proasta care îți spală șosetele, care are grijă de tine, care are grijă de toate lucrurile. Tu vrei artiste, vizite la artiste, nu? Păi ce-i cu tine? Ai nebunit? Nebunit? Eu? Tu ești nebună, ești nebun după ea, că am văzut cum te uitai la ea, cum vorbeai cu ea. Crezi că-s proastă? Crezi că nu m-a prins sau ce? Tu ești nebun cu capul? Păi, Marie, Doamne, ești atât de minunată, vai, Marie, toți francezii sunt înnebuniți după tine. Doamne, Marie, îmi dai și mie un autograf, ești o mare artistă, Marie. Vai, Marie, mă calci pe mine în picioare că sunt preșul tău? Că dacă nu eram de față, sărei pe ea. De-aia vinte ea în România, nu-i așa? De-aia vinte aici. Nu, dar știi ce? Uite, o să o întâlnești și să zici și ție. Uite, poate da, uite, asta a fost, pe bune. Deci ne-am întâlnit întâmplător în fața blocului, știi, așa a vrut ea, ne-am întâlnit întâmplător în fața blocului, exact când ai vrut să mergem la mama, după aia s-a întâmplat pur și simplu să o invit la noi acasă și cine știe, poate că a venit ca să facem mai multe, nu? De asta a venit ea aici. Mă scârbești. Că am văzut că îți fugeau ochii după femei pe stradă sau numai după ea. De-aia aveți un român dintr-o dată să vă reluați vechea voastră idilă și ați inventat toată tu povestea aia de jos de acolo cu 15 ani cu toate tâmpenii. Tu doar ai zis cât de nebună ești, Deci pe bune că avea dreptate când spunea că te simți amenințată. Tu ești un mare idiot. Deci tu crezi pe bune, Amalia, că eu cu fata asta avem vreo treabă, serios, Amalia, nu? Înțeleg, de ce mai stai cu mine? Dar pleacă, du-te la ea. Du-te la Panorama ta, că sigur te așteaptă undeva la pe colț. Du-te la ea, du-te că dacă tot n-ai încercat, ai reușit să-ți îndeplinești visul și să-i scrii o carte. Poate te inspiră, poate te ajută. Dar să nu vii la mine cu coada între picioare, când târfa aia o să zică că nu suportă ratații, da? Asumă că ești tu o femeie împlinită și cu o carieră super mișto, nu? Ce? Ce-ai zis? Mai zis o dată că n-am auzit. Păi, dar pentru cine am renunțat eu la serviciu, a? Ca să scad ție rupele, să spălție șosete. Bă, tu chiar nu mai pic de decență în fața unui tu ești nici nici. Eu să renunț la serviciu, da? Tu ai renunțat pentru că ai văzut, pentru că așa ai fost învățată de maică ta. Să nu vorbești așa despre mama mea. Acum ești sensibilă, știi bine părerea maicii despre mine, despre noi. Din cauza aia vrei să fac tot lumea. Totule, ieși afară! Ieși afară! Să stai cu târfele tale! Julien, ce faci? Cum m-ai găsit? S-a întâmplat ceva? Am venit să-mi cer scuze. Mă simt foarte prost pentru ce s-a întâmplat și îmi pare foarte rău. Te rog, intră. Nu sta în prag. Ești ok? Vrei ceva de băut? Mon cher, nu e vina ta. Nu sunt supărată pe tine. Ba da, e vina mea. Erai musafira mea. Îți jur că nu știu ce a apucat-o pe Amalia. N-am mai făcut niciodată așa ceva. Știu cum gândesc persoanele ca ea. Poate mi-explici și mie că sunt total bulversat. E geloasă, nu e evident? Bine, dar de ce? De ce să fie geloasă tocmai pe tine? Pentru că sunt femeie. Pentru că suntem prieteni de mult timp și pentru că noi doi ne știm de mai mult timp decât vă știți voi doi. Da, Marie, dar tu nici măcar nu stai în România. Ai plecat acum mulți ani, nici măcar nu ne-am văzut în timpul ăsta și nici măcar n-am vorbit. De ce să fie geloasă tocmai pe tine? Mon cher, nu-i treaba mea să-ți spun asta, dar există două tipuri de femei. Există femeia care te ține de mână ca să-ți simtă palma între ei și femeia care te ține strâns de braț ca să știi cui aparține brațul acum. Amelie face parte din a doua categorie.
Adică vrea să mă controleze? Ești naiv, Julien. Nu vrea să te controleze, te controlează deja. În fiecare aspect al vieții tale. Iar ăsta e un aspect mic pe care ea nu-l poate controla. Iar asta o nebunește. Dar e absurd. E absurdă. Adică vrei să zici că așa o să facă de fiecare dată când o să stau de vorbă cu o femeie frumoasă? Crezi că sunt frumoasă? Da. Mereu am crezut asta. De când eram copii. Ții că toate astea nu mi-ai spus-o niciodată? Marie, eram copil. Mă intimidai și atunci inventam tot felul de povești doar ca să-ți atrag atenția. Ca să fiu sincer, încă mi-am amintesc cum tremuram când m-ai sărutat. Și acum ai mai tremurat? Săruți mai bine că la 10 ani. Mă șer, eu nu pot să-ți zic cum să trăiești viața și ce alegeri să faci. Eu nu-ți cer nimic. În calitate de prietenă și persoană care vede lucrurile din exterior, pot să spun că nu ești tocmai într-o relație sănătoasă. Marie, dar nu știu... Ce nu știi? Nu știi dacă mă vrei sau nu știi dacă ești într-o relație sănătoasă? Uite, ești o femeie superbă și într-un alt context poate, dar... Poate ar fi mai bine să te duci acasă, mânșa. Poate te așteaptă. Să mă aștepte. Păi poate că nu mai vreau eu să mă duc. Marie, nu știu ce să fac. Aș fi vrut să iei o decizie. Mi-o lași mie. Așa că am să-ți spun. Du-te acasă, mânșa. Du-te acasă și gândește-te. Gândește-te la ce vrei tu, de la viață, de la o femeie, de la tot. Păi credeam că știu, dar... Poate ar fi mai bine să pleci. Unii aleg să se complacă, alții să experimenteze. Unii pierd, alții câștigă. Nu înțeleg. Știu. Și nici nu o să înțelegi. Suntem ceea ce suntem. Marie. Julien, du-te acasă. Du-te acasă și ai grijă de tine. Au revoir. Plec. Ne despărțim? Nu accept un băderan care salivează după prima femeie care iese în cale. Amalia, ești sigură? Te-ai gândit bine? Da. În seara asta mi-ai demonstrat că nu pot să am încredere în tine, așa că nu văd rostul. În seara asta ți-am demonstrat că nu pot să controlez tot ce fac eu cu viața mea. Și asta te-a scos din sărite. Ei bine, nici eu nu vreau o femeie care să-mi spună non-stop ce să fac și ce să vorbesc și care fabulează într-una despre aventuri și care se comportă isteric. Așa că te mai întreb o dată, ești sigură? Da. Bine. Te ajut cu bagajele? Îți chem un taxi? Deci asta a fost. Nu o să înțeleg niciodată oamenii ca tine. Nu-i nimic. Suntem ceea ce suntem. Adică? Hai, vin din urmă cu bagajele.